salut! Noi suntem Cocolix! Și bine ați venit la un Obi, episod de Roblox! Scapă de Moș Crăciun, cel care nu dă cadou! Ia la rău, care nu dă cadouri, care indiferent ce faci nu dă cadouri anormal la cap! Cum să fac așa să ceva? Să nu dea cadouri la Cocolix, trebuie să dea cât mai multe cadouri! Cadouri! Uitați, deci noi am fost foarte cuminți, suntem asortați și suntem asortați! În verde, felicit! Bă, nu mai e bățuca atâta pe mine pleacă. Și toi un opții când filmăm pentru voi, ca să aveți clip de dimineață, așa că rupeți butonul de Cocolix pentru că noi și noaptea filmăm pentru voi. Pentru că, pentru că vă iubim. Să mergem aici. Ce faci aici? Cred că ni se va da o sanie. Tu te sanie. Dar vreau să fiu lângă tine, Felix. Te rog, vreau să fiu lângă tine. Nu știu dacă intrăm amândoi în sanie, bune să vedem. Eu nu știu să conduc. Hai. Te țin în brațe. Hai, Cristina, să nu mă dai drumul. Cristina! Nu da, Felix, nu da. Conduce, Cristina, nu da. Ia uite, ăsta e Moș Crăciun cel rău care nu dă cadouri la copii? Cristina, eu am căzut. Felix, ai vrut amândoi pe sani, ești fericită? Trebuie să faci cunoștință cu Moș Crăciun cel rău. Vă place cum am machiat cocolișor? Vă place cum nemachiat sunt, pentru că eu sunt 100% natural. M-am machiat! Cristina, uite ce brat fain cu cadouri, ăsta e al meu. Știu, vai, Felix, hai să facem o poză aici. Haide. Uite, deci trebuie să facem o poză aici cu Moș Crăciun care nu dă cadouri și cu bradul. Da. Pam, pam, ne-ați făcut poză, ne-ați făcut. Felix, eu zic să mergem. Nu merge mouse-ul? Merge, că i-am tras una. Au. Ha-ha! Am vrut să fiu prima. Wow, Moș Crăciun, ce tânăr ești. Ce tot faci, femeie? Îi dădeam un compliment la Moș. Ce tânăr ești, arăți ca-n povești. Cine a ascultat? Andrei, moșule, ce tânăr ești. Fetele astea gândeam numai la iubire. Intrăm pe ușa din... Deci voi vedeți că Moș Crăciun are o ușă în burtă. Da. Intrăm pe ușa din burta lui. 3, 2, 1 și găsim tot dulce. Unde ne-a dus? Unde ne-a dus? Ne-a dus pe un cocu brăduț în partea cealaltă a obiului. Ia uitați, suntem în spatele lui. Vezi? Nu. Pare, uite, acolo e Moș Crăciun. Acolo, în pe spate. Pe tine teleportat, pe mine m-a dus înapoi. Serios, da. Înțeleg că Moș Crăciun nu vrea să-ți dea cadou, Felix. Așa și pe mine. Este! Unde Regina este? Uite! Oh, pe căciule! Pe căciule! Ce fain e căciulița, Felix, seamănă cu căciula ta. Păi normal, uite, deci chestia asta ține atât de cald, vă recomand să o purtați afară, fac reclamă. Ia uite cât de bine arătăm noi pe șosețică și pe căciuliță. Aici avem încă un brad. Un pot cu cât, cât îmi plac, vreau și eu. Ia uitați, deci în loc de steluță puneți Cocolix. Ia uite. Ce cute sunt. Ce cute sunt. Fără poză. Fără poză. Să ne faceți acea poză Cocolix în vârful bradului. Cocolix în vârful bradului. Oh, turtă dulce sau sau td. Td. Ia uite și tu, avem bombonele aici, mamă, da, ne facem, cum se cheamă alea care le-ai făcut de Halloween sau când ai făcut mâncarea aia? Cookies, prăjiturile sunt geniale. Oh my god, am trecut pe Minecraft, ești nebun? Serios? Păi nu vezi fază din Minecraft. Și sar! Au, am sărit în lavă. Te-ai făcut grătar de Minecraft. Au, te-ai ce făcut grătar fac? De Minecraft, sari! Stai să văd dacă Space. Reușesc. Așa. Ah, dar a fost bun să fii grătar de Minecraft. Cristina, am făcut grătar de Minecraft. Te-ai făcut grătar de Minecraft, Felix? Haide că te aștept. Îl așteptăm cu toții pe Felix. Dar unde este Felix? Bă, m-a trimis să n-al joc jocul ăsta. Ai pe bune, să înțeleg că mă voi duce eu singură. Stai că trebuie să încep de la început. M-a trimis să n-al joc. Ce e bune asta? S-au apăsat pe ceva? E posibil să fie apăsat pe ceva. Sau eu cred că Moș Crăciun a făcut ceva, astfel încât nu cred că are suficiente cadouri pentru toată lumea și te-a lăsat afară. Ba. Vii? Stai, trebuie să încep de la început m-a dat. Mergem după Felix? Ce facem? Nu, mă aștept. O să mergi în cer acolo. Hai că vreau să-mi văd dacă mă pricep ca o adevărată expertă. Nu! Ieși! Aoleu, se pare că mă aduci pe mine exact așa. A, pe Felix. Nu, Cristina! Ce ziceți? Vreți odată să facem un tycoonul ăsta? Sau l-am mai făcut odată? Eu l-am mai făcut. Bun, deci eu ce fac acum? Ies? Da. Hai, Cristina, că ai intrat înapoi. Deci, mă voi duce cu săniuța ca o adevărată expertă. Stai. Ce cute ești, Cristina! Și acum o să intrăm în gura lui Moș Crăciun. Woo! Așa, hai că te aștept. Ce frumos din partea ta, Felix, că m-ai așteptat. Mulțumesc mult. Ia uitați ce expert suntem. Cine ajunge primul? Unde am rămas? Merul! Haide, deci concurs. Concurs, să vedem cine ajunge primul. Deocamdată cred că eu conduc de ta, așa? Vezi acolo ăla de Minecraft, că dacă nu te trimite în loc surprise. Unde neapărat, ești, Felix? Neapărat. Aici sunt fața ta. Neapărat alea să treci din prima, Cristina. Ești în spatele meu, Felix, cred. Hai că obiul ăsta are totuși chestii super șmechere. Niște nivele, știi? Da, ia uitați. Este... Ai trecut? Ce expertă sunt, Space! Am trecut? Space!
Ia uitați-l pe Felipe pe spate. Gamer. Mai poți, acum pe care te duci? Pe asta, pentru că sunt gamer adevărat. Și eu sunt o gamereță adevărată. Se pare că toată lumea care a reușit e gamereță adevărată. Nu pot să înțeleg de ce, deci nu asta, să asta, după aia este asta. După aia este asta. Space. Bun, deci dreapta. Space. După aia stâng. Au, era să cad, era să cad, era să cad. Și acum, care credeți că e următoarea? Cred că e asta. Nu, deci le-am nimerit pe amândouă, dar niciuna nu era bună. Am găsit-o. Ce faine-s bomboanele astea. Da, știu, care-i? În față. Da, știu. De unde știi? Mai văzut pe mine? Nu, că prima dată am încercat-o pe aia din mijloc. Ah, ok, ok, ok. Am și o bomboanță dintre asta. Șmecheră, este. Hai să mergem sus. Pe un cadou uriaș. Pe un cadou uriaș. Ia uitați cât de bine arată. Mamă, dar ce fain arată cadoul uriaș. Măi, nu mă așteptam la așa ceva. Chiar arată foarte bine acest obi. Vedeți ce cadou uriaș pentru copii cei mai cuminți. Deci mie îmi plac foarte mult obiurile. Și mie. Și mai ales dacă sunt așa de tematice. Prima, Felix, prima. Nu. Haide, Felix, haide, că te trec. Știi ce m-am spus? Deci îmi place la nebunie cum suntem costumați. Ok. Nu! Eu sar. Au! Nu sări, nu sări, nu sări, nu sări, nu sări. Păi de ce ai sărit? Pentru că am alunecat. De asta merg aici înapoi. Și se pare că vom sări exact în gura a lui Moș Crăciun. Nu pot să cred că o să ne mănânce Moș Crăciun. Hopa! Unde ai ajuns? Am ajuns într-un taicun. Jos, jos. Ce se întâmplă, Felix? Ia uitați, unde trebuie să mă duc? Da, ești pe server cu mine sau nu? Nu știu, se pare că în acest obi este un obi cu surprize. Stai să iau aici cadourile. Țineți în pumnii cuculișilor să fac aici cât mai multe cadouri. Deci se pare că acest obi este dintre ăsta cu cadouri. Uitați, m-a dus într-un tycoon care pot să zic că e foarte fain. Wow, $100, dar câte cutii au aici? E atât de fain, dar ai serverul plin și nu mă las să intru show cu tine. Serios? Da. Și ce ne facem, Felix? Nu, ce ne facem? Uite, se pare că trebuie să mă duc să-mi aleg căsuța asta. Eu iau? Hai să vedem. 5.000! Okay. Ai, Cristina, eu n-am loc să mă joc. Se pare că mă voi juca doar el. Să te mai uiți când se eliberează un taicum să vine și gamerul. Dau aici? Așa, nu. Să se vadă? Intri, nu. Intru. Ați văzut ce ușă roz am, fraților? Uite aici, se pare că ne vom lua bănuții. Ne-am luat țapă copiul ăla, ne-am păcălit că-i mult. Da, într-adevăr, uite, mă duc aici să-mi iau bănuții. Bănuții, ți-ai tu bănuții? Da. Și aici, deci se iau cadourile. Ia uitați ce cadou mare cadouri și șmecher. Uhuu! Bine, se pare ia-ți că bănuții, voi face aici o casă super șmecheră. Ăla cu bani real! Nu iau, Felix, nu iau. Bun, așa. Deci am 6.000 de cadouri. Să nu cumperi pe aia, tu cumpără-ți alea, dropele din partea aia. Da, e superb. Dropele de acolo. Acum. Hai că ai 6.000, cumpără toate dropele de planetă. Wow. Cumpără. Dar astea-s ieftine, se pare. Aici se împodobesc cadourile. Se împodobesc, se împachetează. Așa. Wow, ce-mi place mie, că nu mai trebuie să mă mai duc să iau banii, ci mi-arată aici direct deasupra capului. Nu, trebuie să iei. Sau? Trebuie să iau? Sau nu știu. Uite, de acolo trebuie să iei din fața. Felix, asta seamănă super bine cu un alt tycoon, doar că aici se pare că suntem un alt orășel. Da. Tu vezi? Pe ia bani, nu i-ai luat. Cum, nu i-am luat, dar mi-apare deasupra capului. Nu, ți-apare aia care ai în buzunar. Ah. Uite, acolo sunt, 6.000. 8.000 acum. Deci mai poți să cumperi, cumpără-ți 4 chestii. Ia să vedem, Felix, dacă și așa tu nu ai tycoon. Dă-ne tu sfaturile tale de investitor. Păi, dropăre. Dropărele, nu? Astea ar trebui luate prima dată. Și acum eu zic să pui și un pat, să fii frumos în casă. Covor. Tat, hai să vedem. Ușă. Ei, mai, bă, dar stai să-mi iau aici un cunu. Păi n-ai bani acum. Ia-ți ușă, Cristina, vine la tine acasă. Nu am drop, am bani, uite, știu, acum Felix, am 10.000. Păi da, Cristina asta. Te grăbești, uite-te, putem să ne luăm ăsta de 5.000. Și aici se pare că mi-a făcut o fabrică de Moș Crăciun. Așa. Vă vedeți? Ia să vedem câți bani mai avem în total. 13.000. Tu zici că vrei să-mi iau un zidurile? Oalu. Și owner door. Oh. Wow, ce faci? Așa mai altcumva trecem. Bine, stai să văd de unde mi-au owner door de aici, de 500. Așa, perfect. Sper să nu vină nimeni aici și după aia facem puțin turul orașului, că vreau să văd cum este taicunul ăsta, deoarece aici e ninja și taicun pe munte. Vedeți? Nu mă așteptam la un taicun dintre ăsta pe munte. Mai avem de cumpărat un dropper. 8.000. Oh, mai un dropper partea. Bine, mă duc, vreau să văd ce costume sunt. Da, la etaj. Pe cumpără totul de jos, după aceea mergi sus, știi cum e, se zice? Da, imediat. Deci unde e dropperul? Aici. Da. Aici cine dă Christmas dropper. Așa. Și acum poți să cumperi totul de jos. Mi cumpăr gearsurile astea. Cumpără gearsurile, că-s faine să le ai. Ia să vedem cine dă.
Astăzi așa, dacă lui cu o sabie, știi cum este? E, da, 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 ok. Am crezut că îmi dai și un costum. Și etajul, etajul, imediat etajul să costumul. Imediat să-mi iau niște bănuțe aici. 39 de mii, mă, Cristina, frate! Se fac cadou rev deja, acum Cristina face cadouri. Deci voi vedeți ce pricepută sunt aici, imediat se fac cadourile. Și scara. Și așa, scara. Se pare că am destul de mulți bani. Așa, ia mergi la etaj, vezi care e faza. Mamă, de ce fain scările astea? Da, știu. 10.000 deocamdată. A, am crezut că n-avem. Bă, frate, deci avem, avem destul de mulți bani. Păi ia-ți aia, de ce nu ți-o iei dropper-ul ăla, de ce zări peste el? 19.000? Da, bine, avem, care mi-au? Păi 15.000, da. Și cărările le luăm după. Cum 5.000 cărările cele mai importante? Păi n-am acum, că am doar 4.000. Mă duc aici jos ca să-mi iau bănuții. Dar foarte frumos ninge. Mamă, cu banii, eu. Cristina! 31.000, ești nebun! Vreau să vă fac turul orășelului super duper curând. Uite și tu ce munți sunt aici. Tu ai mai văzut dealul dintre astea? N-am mai văzut. Așa de rotunde. Ce să-mi iau dropul ăsta de bomboane? Ce gustos trebuie să fie. De 11.000 ce mă putem să ne mai luăm? Deocamdată nimic. Mă bate așa puțin gândul să-mi investesc în pereți. Pat, pat, pat. În cărare? E frumos. Wow. Uite că nici nu văd. Fraților, dați-mi cărarea. Nu știu ce nu ți-o dă. Dar dă walls-urile. Da, poate acum poți să... Se pare că nu mi-a dat... Cărarea, cine știe? Covoare cele mai importante, țin de cald. Dar ce fain aici, cu atât de multe cadouri. Stai puțin, dar mie îmi ninge în casă, tu vezi? Cred că ar trebui să ai acoperiș. Păi dacă n-ai acoperiș, nu este normal să-ți ningă în casă. Mi se pare foarte normal cu Cus Cristina acest lucru. Eu mă mir și mă întreb, oare... Aoleu, am luat. E bine. Mă mir, câte etaje are? Nu știu, dar acum trebuie să duci înapoi ca să iei groapăr. Mi-au ăsta de 10.000. Femeile. Vreau să mă îmbrac și eu ca Moș Crăciun. Cristina, cât ai mâncat? Vreau să mă îmbrac ca Moș Crăciun, eu zic că mi stă super bine. Cât ai mâncat, femeie? Eu produc aici cadourile, mă ocup de întreg orășelul. Am 44.000 de cadouri de făcut și de cheltuit în același timp. Ce ne luăm? Dropper-ul. Hai să ne luăm dropper-ul ăsta care fac bomboane. Și următorul dropper cât e? Următorul 30.000. Dropper este 30.000. Deocamdată n-avem, dar pun pare că dacă mă duc jos, deja ne umplem portofelul. Da, eu zic să ții dropper în continuu și după mergi la plimbare, că știi cum este. Tu cum crezi banii? Mamă, voi vă dați seama să aveți așa, să vă crească, să aveți un loc în casă și să vă duceți să luați de acolo banii. Cadourile astea, cadouri, nu-s bani. Ah, cadourile, da, într-adevăr, da, dar cadourile astea poți să cumperi chestii. Asta-s de dăruit. Da. Mai azi vreau părăsă de 35.000 și după aceea du-te în plimbare la celălalt cu sabia. Imediat mă duc. 36.000, perfect. Scam la limită cu cadourile. Se pare că e mult de muncă aici, în atelierul lui Moș Crăciun. Poate mai slăbești și tu, uite și tu. Felix, dar așa trebuie să fii pentru iarnă, ca să poți să car toate cadourile. Așa. Haide să sărim puțin de lasă? Nu ți-ai sabie sau ceva? Nu-mi iau nimic. Nu mergi așa? Mă duc cu gânduri bune. Deci cu gânduri bune. Mamă, Cristina, dar te-ai îmbrăcat. Te dai Moș Crăciun? Salut, oameni buni! Haideți să mergem să vedem cocobrăduțul. Wow, ce era viat. Cadou acolo, poți să iei cu bani. Era un cadou? La brad. Aici? Ah, ia uite-te. Ia-le pe toate. Hai să vedem, să vedem, să vedem. Ia-le și pe alalt, și pe alalt. Mă duc. Unde, că deja a dispărut. Ah, uite-te aici așa. Plouă cu cadouri. Așa, câți bani ți-au dat? Nu știu, dacă îmi țin 5.000 odată. Dacă îmi țin cocolec și pumnii. Ia-le toate, jos la păcănele. 2.000, îți arăt acolo jos, 2.000. Da, știu. 650, 1000. Iar pe toate, Cristina, ce faci? Mișcă-te. Păi la Felix, dai aici cadourile în continuu. Și ce are? Îți cadouri, Cristina. Îi facem bani. Ia uitați. Așa. Deci vă dați seama să stați lângă un brăduț de unde curg în continuu cadouri. Să dă 10, una, 50. Incredibil. Aici uite cât are aia satul, casa. Stai puțin, vreau să mă duc aici în apă. Mamă, și să noți. Ia uite-te. Moș Crăciun în noată, dar să nu... Ai văzut? Acolo îți arată câte zile mai sunt până la Crăciun. A, serios? Da. A, unde? Că nu văd. E a, uite aici, mare. 17 zile până la Crăciun. Ce bate-l cu doi. Doi? Dai. Nu, fugi de mine că vreau să te bat. Păi da, și tu du-o-ți aproape și scoate arma. Așa. Dai. Așa. Bate palma, Cristina, când ai bate... Uite, om de zăpadă. Ia să vedem, ne dă ceva om de zăpadă. Ai, super. Stai puțin că vreau să mor pe el. Urcă-te, Cristina. Omule de zăpadă, mă urc pe tine. Uite, merg pe mâna lui. Așa. Poți să-l îngheți. E deja înghețat. Vreau să-l închez mai tare. Ia uite-te la alții cum au casele așa de aici de sus. Ia uite-te. Deci uitați, fac turn. Vezi că vezi că vine. Îngheață. Până se întoarce Cocos Cristina. Aoleu, stai, ce? M-a transformat în cadou. Da, acum ești iar subțirică. A, ce drăguță sunt. Îmi place mai mult așa. Dacă tot m-a dus aici, hai să ne facem investiții, să ne cumpărăm efectiv tot. Ne cumpărăm tot, Felix. Vezi să nu cumpăr mai bine dropere și etaje decât permanentele și astea, știi? Imediat.
dropere și etaje. Uite aici avem de cumpărat. Third floor. Al treilea etaj. La dere. Scara pentru 10.000. Și luminile putem să ne le cumpărăm când ne întoarcem. Și aici dropere. Nu, 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 nu. Te păcălește, e cu bani realo. Bani realo. Hai să vedem. Uitați, dintr-un foc. Atât, atât tot, tot focul. Hai, focul a fost scurt. Uite, uite ce, ce casă mare are ăla, nu te uita la el atunci, în dreapta. Bă, într-adevăr, da. Trebuie să-l întrecem. Dar ce frumos ninge aici în orașul ăsta. Și mie îmi place foarte mult cum ninge. Haideți să coborâm aici. Puteți și... să cobori pe afară direct. Dar nu, că mi-e frig, aici sunt îmbrăcată subțire. E frig, cât ai 81.000. Poți cumpăra un dropper. Doar un dropper, deja începe să se facă din ce în ce mai scump joculețul ăsta. Eu zic să cumperi dropuri și după aceea să mergi la explorare. Asta vreau și eu să fac. Dar uite câte candy cane, uite câte candy cane-uri. Uite-le. Da, candy cane-uri. Ce drăguț. Ce drăguț, drăguț, drăguț. Îs numai zahăr. Ce ne luăm? Ăla dropuri de 70.000. Uite și aici numai căciulițe. Vezi câte căciulițe. Felix, poți să-ți iei și tu aici o căciulă dacă mersi, ai nevoie. Mersi, mersi, chiar mai ar trebui una. Cine vrea o căciulă să deschidă gura? Și îi pică direct în gură o căciuliță. Eu zic să mergi o să-ți iei arme, arme. A, vrei să-mi iau arme. Să nu te prindă cineva. Într-adevăr, nu m-am gândit să mă duc cu arme. Hai că mă dotez cu de toate. Așa. Ia, okay. Uite, frate. Și apasă pe 3. Am și o pensetă. Dai cu Yatagan-ul. Vine cineva, dai cu Yatagan. Eu sunt o finuță cu Yatagan. Yatagan de viață. Yatagan. Ar trebui să mă răzbun, nu? Da. Mamă, de asta zici că e Elvis Presley? De cu Yataganu. Îți stai freza cu Yataganu. De cu Yataganu. Îți stai freza cu Yataganu, Cristina. De cu Yataganu. Roșii la loto. Gata, bate și fata asta. Bate și fata asta. Bate, ai bătut și blonda cu Yataganu. Nu se pune nimeni cu mine pentru că am un Yatagan foarte mare. S-ar putea să vină să se răzbune. Ce faci, ție toate astea jos la păcănele? Am vrut să joc. Uite la cum stă acolo sus, cât cu... Crezi că are sniper? Îl vedeți pe la de acolo? N-are sniper, dar are cât mai blocul lui. Ce facem? Mergem? Crezi că îmi dă drumul? Nu, dă drumul. Vreau să te colim. Trebuie ceva ca să zbor, uite, probabil. Uite asta. Ce face asta? Stai, nu, nu dă... Vreau ceva la țintă. Uite asta. Poate dă la țintă. Poate, dar o fugit. Vezi că o fugit și s-o prins. A fugit, aștept. Ia merge la blonda, că știm că e... Uite, uite asta. Cu tot cu Yataganu. Yataganu! Yataganu! Mă răzbun! Nu, ce slăbuț e ăsta. Ăsta e Elvis care a slăbit? Da. Nenea! Nenea vrea să ia toate cadourile. Zice, bă, nu mă bate Cristina cu Yataganu! Stai să-l bat la freză. Mamă, dar ce tare e Yataganu, bate este... palma Cristina. Uite, blondina, blondina, uite, vine să-și ia răzbunarea. Tu ai casa roz. Știu. Blondina are blondă. Cea mai tare. S-a ascuns după brad. Vezi că vezi că vine asta, vezi că vine. Stai că eu nu mai am. Păi te-a înghețat. Nu mai am. Și acum te bate. Ideea este acum te-a dat un cadou. Bă, a vrut să se răzbune. Oare câți bani ai acum? Ia să vedem câți bănuți avem. O, 48.000 doar. Ce s-a întâmplat? Bă, de ce nu produce mai mult? Nu știu ce se întâmplă, 55. Ce s-a întâmplat? Ia vezi sus dacă ți-o blocat alea pe bandă. Uite vai câte sunt. Capul meu. Se blochează pe bandă. Ce e cu producția asta de Moș Crăciun, frate? Crăcanață sunii. Ia uitați voi aici câți brăduți. Uite, s-o blocat acolo toate, de asta nu mai primești bani. Uite acolo în partea aia. Ok, și cum facem? Mergi prin ele să le ajuți. Uite așa, înțelegi? Gata. Mamă, deci câte jucării produce. Da. Să mergi la etajul. Nu mai blocați. Și de aia numai 7.000. Că se blochează, nu mai ajung acolo, știi? Ele nu mai ajung. Plimbă-te pe aici să le blochezi. Și cum facem? Păi mergi pe unde-s blocate. Hai de cap. Așa, uite așa. Eu n-am mai văzut niciodată atât de multe jucării. S-a blocat, Cristina, uite și tu, nu mai primești bani, Cristina. Oh my god, prea multe jucării. Ce-am văzut? Nu am mai văzut niciodată atât de multe jucării, Felix. Eu zic că mă nec în jucării. Și eu zic să lăsăm aici, că deja până când prea multe jucării. Rupeți butonul de Cocolai, scrieți în comentarii ce vreți voi. Ne vedem data viitoare. Pa!